Spunem și noi bună ziua, pentru că suntem în legătură directă cu Alina Mavrodin. Uite, Ana, că tu ai câștigat premiul 3 de interpretare în 2019 la Crizantema de Aur. Da. Bună ziua, bun găsit! Hristos a înviat! Adevărat a înviat! Ce vă faceți? Iubesc, îmi pare rău că nu sunt acolo cu voi să vă îmbrățișez și să o îmbrățișez pe Ana Maria, care este Crizantemă de Aur aici din 2019 și în multe concerte, chiar așa, în pandemia aceasta nesuferită. Noi totuși am reușit să facem și concerte după Crizantema de Aur și mai ales am reușit să facem Crizantema de Aur, să nu întrerupem longevitatea excepțională și unică în România acestui festival fără egal, dedicat romanței românești. Și vreau să vă salut înainte de toate și cu salutul biruitor al crizantemiștilor, Romanța ne unește. Ne unește și pe noi, pe lumea aceasta. Romanța ne unește și să vă spun că sunt fericită, că iată, sunt în direct cu TVR Iași, cu orașul studenției mele și cu oameni atât de dragi, cu profesioniști excepționali și în direct cu toată România prin TVR3, și să salut parteneriatul excepțional pe care îl avem cu Televiziunea Română și cu Radiodifuziunea Română, partenerii noștri pentru promovare și pentru transmiterea în direct în toamnă a Festivalului Crizantema de Aur, ediția 55-a 20 octombrie. Din 1968 până astăzi nimeni n-a reușit să inventeze ceva care să oprească Festivalul Crizantema de Aur și cred că doar puterea divină a romanței ne ține uniți și rădăcinile excepționale ale acestui gen muzical de patrimoniu al culturii naționale, care își trage seva din folclorul românesc, soră cu doina românească, dar care are o evoluție cu nimic mai prejos decât cea a surorilor ei europene, lidul, canțoneta, șansoneta și fadoul. Așa deci e. Trebuie să o onorăm, trebuie să o onorăm și asta facem noi și pentru că știu de ce m-ați sunat, Horia Gumeni. Da, vrem să știm când sunt preselecțiile, unde veți ajunge. De când începem, în toată țara facem preselecții, în toate zonele istorice ale țării, vom ajunge, bineînțeles, și la Iași vineri 27 mai, la Casa de Cultură a Studenților, la Sala Azur, celebră, în care m-am lansat și eu acolo cu toți oamenii minunați. Deci 27 mai vineri suntem la Casa de Cultură a Studenților din Iași, dar până atunci trebuie să știți că luni începem cu Dobrogea la Teatrul Național de Opere și Balet Oleg Danovski din Constanța. Luni 16 mai ora 11 așteptăm concurenți din Dobrogea, frumoși, cu glasuri frumoase, cu interpretări frumoase. Apoi ne ducem la Brașov pe 21 mai la Filarmonică, un parteneriat frumos și cu Filarmonica și cu Opera din Brașov avem, dar acum suntem pe 21 mai la Filarmonică, ora 11. După aceea suntem la Craiova pe... După aceea suntem la Iași pe 27 mai, la Casa de Cultură a Studenților, apoi la Brașov, am zis la Brașov, vai, m-am emoționat, apoi la Craiova. La Craiova mergem în cetatea Băniei, în cetatea de aur a romanței a Ioanei Radu. Pe 3 suntem iunie, la, da? Pe 3 iunie la Craiova cu Opera Română. Pe 10 iunie facem la noi la Târgoviște, la Muzeul Casa Romanței. 10 iunie, Muzeul Casa Romanței, unic în România. Trebuie să-l vizitați măcar prin vizite online. Pe 17 iunie avem preselecție tot în format fizic, toate preselecțiile sunt cu participare directă, la București, la Casa de Cultură, la Centrul Național de Artă Tinerimea Română, deci pe 17 iunie. Pe 18 iunie avem o preselecție online dedicată concurenților din diaspora, dar și concurenților din România care n-au putut să vină la celelalte preselecții din țară, fie că au fost de la distanțe foarte mari, fie că au auzit poate mai târziu, au aflat mai târziu de această campanie națională de preselecții și bineînțeles avem o preselecție și pentru Cernăuți, pentru Ucraina, cu societatea muzicienilor din Bucovina și cu Chișinăul, cu Filarmonica Națională Serghei Lunchevici din Chișinău și cu Uniunea Muzicienilor din Chișinău, dânsii fac acolo preselecții în perioada 1-15 iunie. Dar tot calendarul acesta al preselecțiilor regionale pentru concursul de interpretare, precum și detalii legate de concursul de creație, fiindcă avem o preselecție și pentru creație, da, le găsim pe site, nu? Le găsim pe site.
Tantemaaur.ro. Acolo intrăm. Vă mulțumim tare mult de prezența în emisiune și mult succes. Vreau să vă transmit salutul Primăriei și Consiliului Local Târgoviște, Consiliului Județean de Cultură, Centrul Județean de Cultură, Teatrul Toni Bulandra din Târgoviște, în colaborare cu Uniunea Compozitorilor Muzicologilor din România, Uniunea Muzicienilor din Moldova, cu Asociația Cetatea Romanței din Târgoviște, care asigură toată această campanie de preselecții și direcția artistică a festivalului și nu în ultimul rând, sub patronajul Comisiei Naționale a României pentru UNESCO se desfășoară și această ediție a 55-a a Crizantemei de Aur. Vă așteptăm în Romanța. Și așa o să fie. Așa o să fie. Vă mulțumim tare, tare mult. Vă mulțumim și dumneavoastră încă o dată de prezență și uite, tu, Ana, ești dovada vie că e bine să participăm la Crizantema de Aur.